la baie, este să-l vedem. Hai, mama, hai să ne spunem ce este. Ia-ți că un somehow ended up here on the ground. Brother, help me up, I've fallen down. I know that I've hurt the ones that I hold dear, the ones I love. Thought that I would find the answers drinking till my feet felt numb, just like father did when I was young. I don't know how I could be so dumb. I've been lost far too long. I can't see, I'm trapped in darkness. Life has turned its back on me, it seems. Brother, help me up, I've fallen down. Have you ever felt like someone who's meant to be somewhere? Neața, dragilor, bine v-am găsit la un nou vlog. Am pregătit aici micul dejun pentru mine și Sofiuța. I-a zis că vrea să mănânce iaurt cu fructe și am pus iaurt, câteva cereale de porumb, un kiwi și miere. Iar pentru mine am pregătit două ouă, însă pe acesta cred că o să mănânce Sofiuța, de aceea am pus și ketchup. Am pus un pic de cașcaval, la celălalt nu am pus că Sofi nu mănâncă. Și câte o felie cu șuncă de curcan. Aveam brânza aceasta pe care am lăsat-o special pentru că mie îmi place, este brânză de oaie și am lăsat-o să se usuce așa în frigider. Roșie. Mi-am pregătit și o cafea cu lapte și mergem să mâncăm și noi. My feet felt numb, just like father did when I was young. I don't know how I could be so dumb. I've been lost far too long. Poftim? Așa, uite, ajung la start. În dimineața aceasta, Sofiuța mea este cam nehotărâtă cu ce să ne jucăm. Am venit aici la ea în cameră, eu să îmi beau cafeaua și în același timp să mă joc cu ea și apoi să ne începem ziua, însă ea este total nehotărâtă. Până mai înainte a sărit de vreo două ori în trampolină, s-a dat și pe topogan de vreo două ori, pe burtă, nu cum ar trebui, normal. Și a scos aici și un cup cu forme pe care doar le-a trântit și acum... foarte bine. Șterge mame și fă iarăși. Și-a luat niște fișe din acestea plastice, care sunt plastifiate, să colorăm, să facem diferite activități, cum mai au așa și litere, numere. Și mi-a cerut aici șervețele ca după să șteargă, după ce face cu o carioca. Vă mulțumesc frumos pentru mesajele voastre, sănătate vă doresc și eu vouă. Încă nu mă simt foarte bine în momentul de față, dar nici nu am mari speranțe că o să încep să mă simt mai bine de acum încolo. Mai am câteva zile și voi intra în săptămâna 35, deci foarte, foarte puțin până la marele moment. În ambele sarcini am experimentat niște trăiri ciudate în ultimul trimestru. Da, mami, super erou, ca să zic așa. La mine a fost cel mai greu din toată sarcina. Trimestrul 3 a fost cel mai greu în ambele sarcini. La Sofiuța mi-a amorțit mâna dreaptă până la cot. Și nu doar că era amortită, mă și durea foarte tare.
și mi-a ținut amurțeala aceasta chiar și o lună după ce am născut, iar acum se pare că experimentez o durere ciudățică de burtă, dar chiar și așa vreau să mă bucur de acest ultim trimestru. Nu cred că o să mai fiu însărcinată. Noi nu ne-am gândit niciodată la al treilea copil. Foarte frumos! Mereu am zis că vrem doar doi, dar știți cum se zice, niciodată să nu zici niciodată. Foarte frumos, da, mami! Planul pe ziua de astăzi, cel mai mare plan al meu, ar fi să fac curățenie în sufragerie. Vreau să aspir canapeaua și covorul neapărat, să șterg praful. Aș vrea canapeaua și covorul să le dau cu veniș. Va trebui să gătesc și ceva, însă acum câteva zile am făcut ciorbiță de fasole și mi-a mai rămas. Mă gândeam să o pun astăzi iarăși la fiert, să o las să fiarbă până scade și să fac fasole groasă, așa se numește în zona mea, mâncarică din aceea de fasole. Foarte, foarte frumos, mami! Și aș vrea să fac niște turte, că tot trebuie să fac pâine astăzi. M-am gândit să fac turte, merge foarte bine cu fasolea, dar asta după ce ne ocupăm un picuț de Sofiuța, da, mami? Da? Facem activitate ceva sau colorăm? Cu siguranță o să trebuiască să dau iarăși cu aspiratorul, însă nu-i bai că nici nu am terminat, dar am luat o mică pauză ca să facem o activitate cu frunze de toamnă. Ieri când am fost cu Sofiuța pe afară, am adunat niște frunze pe care le-am pus în carte. Sofiuța, după ce am terminat de făcut cei doi arici, a vrut să taie frunzele. Este activitatea ei preferată să mânuiască forfecuța. Acum o să pun un pic la presat ca să se lipească foarte bine frunzele. Da, mami, și după o să o pun acolo în dosarul ei fișa aceasta. Să știți că sunt desenate de mine activitățile astea, bineînțeles, cele la care mă pricep și eu. Nu știu, vreau să vă întreb pe voi, pentru că m-a întrebat și Irenche unde pot să scot, unde am putea scoate fișe din astea la imprimantă. Și din păcate nici eu nu știu. Vă rog pe voi, dacă este cineva,
Bravo, mami! Dacă este cineva printre urmăritoarele mele care știu unde aș putea să scot la imprimantă niște fișe, v-aș fi foarte recunoscătoare dacă mi-ați lăsa în comentarii. Sofiuța mă tot roagă să vă arăt acolo cum stă ea băgată între perne. Cred că acum ne punem să dăm canapeaua cu veniș și după ieșim pe afară un picuț, da? Vrei? Să vă arăt pe Sofiuța, care are buzele roz, da? Nu are! Da! Ci geamuri! Te-ai uitat în oglindă? În timp ce eu ștergeam praful, tot strigam la ea pentru că ea era în dormitor. Și îmi spunea că se uită în oglindă. Când am luat parfumurile să le șterg, am avut acolo un balsam de buze care le colorează, numai că eu nu prea-l folosesc pentru că le și usucă în același timp. Și ea cumva mi l-a sustras de pe masă și a fugit cu el în dormitor și nu că s-a făcut pe buze, s-a dat și pe lângă. Pe cameră arată mult mai pronunțat decât în realitate. În realitate nu este așa de pronunțat. Am spălat-o, am dat-o și cu un demachiant din acela ulei, dar tot nu s-a luat pentru că s-a imprimat în buze. Și mai apoi am dat-o cu un balsam hidratant ca să îi le hidratez. V-am spus, acela usca foarte tare buzele. Mai am să dau canapeaua și covorul cu peria, cu un picuț de veniș. În rest am terminat aproape, am șters praful, aș vrea să mă aspir încă o dată. Da, mami, foarte frumos, activitatea noastră. Să mai aspir încă o dată și mi-am adus și eu decorațiunile de toamnă. O să pun doar câteva, nu că aș avea foarte multe. Dar asta după ce se pune Sofiuța la somn, vreau să mă ocup un pic și de flori, să grădinăresc acolo la ele. Sometimes when I'm thinking about us, before we got lost and we parted, back to back we would carry on and we'd do anything for what we started.
astăzi clar este mult mai cald decât a fost ieri. M-am îmbrăcat un picuț cam gros, la fel și pe Sofiuța, însă i-am dat șicuța jos de pe ea. Și acum se joacă cu un măr. Ceasul este 1:20. Mai stăm și noi până pe la 1:10 și după mergem să ne punem la somn. Dar mai întâi să mâncăm, da, mami? Încet că scade în cap. Da, mami, e frumos, nu? Dansează frunzele. Deja aici am pus fasolea la fiert. Am să dau focul un pic mai încet și am să pun și un capac pe oală ca să fiarbă bine și să se îngroașă. Nu o să pun făină deloc în ea. La final o să merg jos în grădinița noastră să iau niște leuștean. Mi se pare că leușteanul merge cel mai bine cu mâncărica de fasole, cu ciorba de fasole, în general cu fasolea. O să dau cu focul mai încet. Iau și un capac și o las să fiarbă aici. Iar aici pe masă am pregătit ingredientele ca să fac turte, vi le las în descriere cantitățile. Eu am deja filmat pe canal, cred că de mai multe ori, cum fac turte. Este aceeași rețetă pe care o folosesc atunci când fac pâine, fie că fac pâine sau turte. La mine sunt aceleași ingrediente, însă mai nu acum pun untură. Aici am untură, arată că am urât borcanul, dar ce să-i faci, așa este untura. Și vreau să vă zic că iese mult, mult mai gustoasă pâinea dacă pun untură și nu ulei sau unt. Nu știu care este treaba, dar ies mult mai bune și turtele și pâinea. Și vreau să vă mai zic că nici mie nu îmi iese chiar de fiecare dată foarte pufoasă. Asta din cauza faptului că nu mereu stau să o bibilesc. Dar atunci când stau mai mult pe lângă ea și o mai prefrământ, este o pâine de nota 10. Eu vă las cantitățile în descriere. Știu că sunt persoane care mă tot întreabă și vă las și linkul către clipul în care vă arăt cum fac pâinea și dacă găsesc și pe cele cu turte. Părul meu astăzi a stat în toate direcțiile, nu vrea deloc să stea cum îl pun eu, va trebui să-i fac baie în seara aceasta sau mâine, să vedem cum mai am energie după ce termin. Fasolea e pe foc, i-am pus mai înainte un capac, Sofiuța doarme, am frământat și turtele, le las acolo o jumătate de oră să crească aluatul și o să merg să îl mai prefrământ odată și mai las după să mai crească încă o jumătate de oră. Și acum vreau să termin neapărat aici în sufragerie, că nu mai am foarte mult. Vreau să pun niște pături pe canapea, să pun pernele, praful l-am șters. Mi-am adus aici jos câteva decorațiuni, nici nu știu dacă le voi folosi pe toate sau ce voi folosi, că nici nu știu ce am acolo, oricum nu am cine știe ce. Și vreau neapărat să mă ocup un pic pe la flori, aș vrea să le schimb ghivecele la unele, să le și ud. Colors like
set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile. What is it that you do? În sfârșit este gata curățenia aici în sufragerie, la fel și decorul de toamnă, dacă pot să-i zic așa, că nu am pus mare lucru după cum bine vedeți și voi. Am umblat pe la floricele, le-am schimbat și locul, le-am schimbat și ghivecele, le-am udat, sper să-și revină, că încă nu și-au revenit de atunci când am fost în concediu. Aceasta nu știu dacă mai are vreo șansă ca să-și revină. Rădăcina era bună, însă eu am insistat să-i schimb ghiveciul pentru că vreau neapărat să o salvez. Floricica aceasta am cumpărat-o are vreo 3 ani. Cam din perioada aceasta mă pregăteam să o nasc pe Sofiuța și era foarte micuță și nu știu, am așa amintiri legate. Este o floare pe care am cumpărat-o când eram însărcinată. A crescut odată cu Sofiuța, dar din păcate în vara aceasta s-a cam distrus. Aceasta și-a revenit, o să trebuiască să mai cumpăr măști pentru ghivece, vreo trei la număr, 3 sau 4. Aici am schimbat așa porumbul acesta, nu știu cum se numește floarea, dar eu îi zic porumb. Era, cred că atât de micuț anul trecut când l-am cumpărat și a crescut în halul acesta. Și îl cam deranja acolo pe soț, așa că l-am mutat aici. La fel și acesta, foarte, foarte micuț, dar a crescut. Am pus câteva decorațiuni, de fapt, păsările astea erau deja aici în geam. Mai că am pus-o pe aceasta. Am decorat un picuț aici pe masă. Mi-am luat o veioză pentru că nu avem bec în zona aceasta și seara de fiecare dată când mâncăm este întuneric. Trebuie să-i cumpăr și bec și cred că o să mai iau una pentru dormitor. Cel mai mult îmi place cum a ieșit aici. Cam așa este partea aceasta. V-am zis, nu prea am decorat. Am pus pernuțele cu doblecii mei. Am pus așa pe acolo, pe sus. Trebuia să le pun la geam, dar am zis să nu mă mai complic. Iar în partea aceasta arată cam așa. Nu știu dacă o să-mi lase Sofiuța doblecii, care s-a și trezit. Te trezi, Gârgăriță? Da? Îți place cum a decorat mami? Îți place? Și eu care mă gândeam că o să stau și eu 10 minute înainte să mă pun să fac turtele. Îți place mama? Da. Da? Dar mi-a luat mult acolo la flori până am schimbat ghivecele. Iar în partea aceasta arată cam în felul acesta. Vreau să iau salteaua mea de sport de acolo, că am încetat să mai fac de când cu durerea de burtică am rămas doar la plimbări. Mie îmi place foarte mult, așa, simplu. Nici nu știu dacă să-i zic neapărat decor de toamnă, dar îmi dă așa o stare tare plăcută. Tu ce zici că faci? Ce zici că faci? Încă nu ți s-a luat rujul de la buze. Îți place cum a făcut mami aici? Da? Da. Da? E frumos, nu-i așa? Nu, e și soarele. A, e și soarele, da, mami? Îți vede foarte frumos. Și dovleacul. Și dovleacul, da, ai văzut? Aha. Ce notă-i dai lui mami? Un arici? Da. Da? Îi dai un arici?
Dai-mi 10? Dar un kiss îmi dai? Mua! A? Vorbești cu tati? Da. Te las mami să vorbești cu el? Da. Bine, hai. Ce faci acolo, Sofie? Dăm cu ruj. Dai cu ruj? Da. Am acolo lenjeria de pat. Am pus-o la uscat. A fost afară și nu s-a uscat aseară. Prin urmare am pus-o atârnată de un numeraș. Ia să vadă, mami. Wow! Am mâncat. E burtica full. Am mâncat vreo două torte, așa calde. Au ieșit tare, tare bune. Nu te doare burta? Nu? Așa ai mâncat. Da, mami, păi am mâncat prea mult de aia. Așa. Iar acum o să stau 10-15 minute cât are chef Sofie să mă lase și după cred că mai ieșim o tură pe afară sau facem o activitate, că i-am pregătit ieri niște fișe. Dar eu mă gândeam să închei clipul aici, să vă mulțumesc pentru vizionare, să vă doresc și eu sănătate și, bineînțeles, dacă v-a plăcut de noi, să nu uitați să vă abonați. Noi vă așteptăm cu mare drag de fiecare dată în secțiunea de comentarii. Îmi cer scuze așa pe final că nu răspund chiar imediat cum înscrieți voi, însă de îndată ce îmi fac timp, eu iau toate comentariile la rând ca să vă răspund. Vă mulțumesc din tot sufletul, vă doresc să aveți o zi sau o seară frumoasă și vă aștept cu mare drag și la următorul clip. V-am pupat! Pa!